Medicii infectați cu noul coronavirus la locul de muncă vor beneficia de indemnizația unică de 16.000 de lei în cazul în care se vor vaccina împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de către deputatul PAS, Dan Perciun, în cadrul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului. Decizia de alocare a acestei indemnizații a fost luată de fostul guvern în luna aprilie, după ce au fost anunțate mai multe cazuri de infectare în rândul lucrătorilor medicali. Deputații comuniști și socialiști au criticat declarația deputatului PAS. Această indemnizație va continua să fie achitată tuturor medicilor vaccinați care se îmbolnăvesc de COVID. Este o precizare importantă, pentru că astăzi suntem în situația în care vaccinul este disponibil gratuit pe larg. Lișenie mere 16.000 lei. Lipsirea de această indemnizație de 16.000 de lei obligă pe medici să se vaccineze. Toate structurile europene au luat decizia să nu permită obligarea medicilor de a se vaccina, iar voi îi lăsați fără bani.